Tastează 1 pentru starea contului. Tastează 2 pentru ofertele curente. Tastează 3 pentru setări internet și pachete. Tastează 4 pentru pachete cu servicii. Tastează 5 pentru a utiliza numărul tău peste hotare. Tastează 0 ca să vorbești cu un operator. Нажмите 6, чтобы поменять. Tastează 1 pentru întrebări despre abonament sau cartelă Molțel. Tastează 2 pentru comandă telefonul preferat în magazinul online Molțel, cu abonament sau fără, la preț liber sau în rate. Tu alegi, iar noi îți facem livrarea acasă gratis. Intră acum pe eshop.molțel.md. Bine ai venit la serviciul clientele Molțel. Pentru îmbunătățirea calității de servire, conversația va fi înregistrată. Bună ziua, aș vrea să știu și eu, e așa de greu de schimbat o cartelă dintr-un chip din ăsta vechi, unul de nano SIM? Încă o dată, vă rog, n-am înțeles. Vreți să vă traduc din română în română? Nu. Păi atunci n-ați auzit ce am vorbit sau cum? Am spus că am o cartelă veche. Molțel și vreau să o schimb în nano SIM, că nu-mi încape în telefon, nu are formatul telefonului ăsta nou, da? Și m-am dus la un magazin de al dumneavoastră să o schimb și mi-au cerut acte de identitate, mi-au cerut nu știu ce, eu fiind cetățean român, ascultați, eu fiind cetățean român, eu n-am acte de ședere din Republica Moldova, da? Eu am venit aici cu serviciu, am IDNP special de servici, conform convenției de la Viena din 1961 privind drepturi și imunități și domnul de acolo a refuzat să-mi schimbe cartela. E așa de greu de schimbat o cartelă? Deci este procedura administrativă, ea nu se face prin apel telefonic, se face doar la oficiu direct. Am fost și m-am fost refuzat. Dacă nu eram refuzat, nu vă sunam, nu? Am fost. Un moment, vă rog frumos. Da. La Orange. Alo? Da. Puteți să-mi ziceți, vă rog frumos, numărul dumneavoastră? Numărul meu este, stați așa, două secunde. 079.
Încă o dată foarte rău vă aud. Stați așa. 07. 079. Un moment. Alo? Da. Mulțumesc mult încă o dată pentru așteptare. Deci, numărul acesta este cartela prepaid, după cum am verificat. Numărul nu este înregistrat dumneavoastră. Este necesar ca dumneavoastră să aveți o viză de reședire. Da, da, bun. Eu sunt cu serviciu aici. Cum să am viză de reședere? Puteți să-mi dați și mie o lege sau un act normativ în care prevede acest lucru? Ce facem? Discriminăm celelalte persoane care ajută acest stat? Noi vă ajutăm, vă dăm bani, vă dăm motorină, benzină, văd că n-aveți niciun greaț pe chestia asta. Ce drepturi avem noi, românii, în Republica Moldova? Zero, da? Problema este așa, de ce nu simplificați situația când puteți să o complicați, nu? Și în primul rând, eu mă simt discriminat față de raport cu această firmă, da? Că e o firmă turco-mongoleză și nu mai știu cum, da? De ce faceți chestiile astea? Puteți să-mi spuneți. De ce încălcați legea, Constituția? Ce scrie în Constituție? Că cetățenii străini au aceeași drepturi ca și cetățenii Republicii Moldova, da? Unde mi-s drepturile? Puteți să-mi spuneți? Foarte bine vă înțeleg, dar cu viza... Dar ce? Dacă vă dau în judecată, am câștigat la CEDO. Dacă vă dau în judecată la CEDO, imediat am câștigat, că aici n-am nicio șansă la cât de tâmpiți sunt judecătorii. Deci, problema este, de ce mă discriminați? Stimați abonat, eu deja v-am răspuns la această întrebare. Ăsta nu-i răspuns, doamnă! Ăsta nu-i răspuns! Ăsta e un răspuns în DODI, da? Care încalcă drepturile consumatorilor, drepturile omului, nu? Să vedeți când vă dăm românii banii, ca câinii veniți și dați din codiță! Dar ce drepturi avem noi? Niciunul! Acest apel este înregistrat și va apărea și pe internet. Se vadă toți cum discriminați românii. Te-am înțeles, da? Să nu credeți că dacă sunteți Monsel și șeful vostru e Birkin, Dirdin, Dirdin, nu aveți drepturi. Aveți și drepturi, dar și obligații. Și una dintre obligațiile este să respectați Constituția Republicii Moldova. Nu? Pentru ce?
Pentru ce eu, ca cetățean român, nu pot să-mi fac un abonament în Republica Moldova? De ce nu pot să-mi fac, să-mi desfășor activități economice, că trebuie să am cetățenie moldovenească și multe altele, da? De ce? De ce? Dar când vă dăm bani, motorina asta, nu vă gândiți la asta. O zi bună. Ne așteptăm în instanță.